gata, ca să nu vă plac. Da, mai să vedeți. Ce ziceți, să-mi nimeresc în cap? Ești nebun, o să ne părască la director. Ce să-l lăsă, e frică domnul de serviciu. Bine, bă. Bravo, frate. Bine, frate. Scuze, mi-a dat și nouă mingea. Mersi. Nu merge să dăm mobilă? Da, așa tu ești două de absenții, tu să intru la ore. E 80, nu vreau să mă dea. Nu fac eu rost de scutiri, știu eu un tip. Da. Nu vreau să mă risc. Mai bine ai venit și tu, ți-aș diri cu Costex matriculeze. Nu mai pot de frică, hai, pa. Dar tu nu te duci la școală? Cu mine vorbești? Da. Cum te cheamă? Dar pe tine? Tudor. Tudor. Ai față de ghiță. Și tu de loser. Ai vreo problemă cu mine? Uite, îți dau 10 lei dacă te duci azi la ore. Faci mișto? De ce nu dai bani? N-ai ce face cu ei? Mergem? Hai tu, Laura, că-i întârziat. Mi-a zis cum te cheamă. Doru. Tudor? Da, doamna profesoară. Voiam să te felicit. Progresezi în fiecare zi, ține tot așa. Mulțumesc. Ne vedem mâine. La revedere. Și ia să dați 10 lei să te duci la voi? Da. Salut, Tudore. Nu mai saluți? Mâine să te prezinți cu 10 lei, altfel a să chiulesc chiar de la școală. Știu că ai chiulișieri. Și ce? Vrei să dau bani înapoi? Nu-i mai am, i-am dat la biliard. Pare rău, chiar ai față de loser. Ți-a zis-o, bă? A făcut. Română de-a nouă, chimie de-a nouă. Clasa nouă, mă? Ăsta e mai mic ca noi. De acum încolo ne strângi cu dumneavoastră, că suntem mai mari ca tine. La două ușa pe stânga. Mersi. La 15 ani am abandonat școala. Credeam că numai proștii se țin de carte. Dar prostul eram eu. Am ajuns acum la 28 de ani să spăl WC-uri. Dar doamna profesoară Mateescu m-a convins că nu e prea târziu să o iau de la capăt. Așa că m-am înscris iar la școală prin programul A doua șansă. Vreau să termin liceul și poate chiar să intru la facultate. Îmi pare rău că am pierdut atâta timp. Și îmi pare rău și pentru cei care fac aceeași greșeală ca mine și se lasă de școală.